așa cum e normal în astfel de cazuri, o astfel de solicitare intră în discuția biroului permanent. Probabil că biroul permanent va cere un punct de vedere Comisiei Juridice și sigur că vom trata în mod oficial și procedural această solicitare. Așteptăm altceva. Decizia biroului permanent. Da, așteptăm decizia biroului permanent, evident. Procedural, care ar fi documentele pe care le veți trimite, dacă decideți să le trimiteți Direcției Naționale Anticorupție, pentru că acolo scrie doar toate înscrisurile. Da, o să vedem, nu știu să vă spun, de aceea cred că este util un punct de vedere al Comisiei Juridice, nu are rost să mă pronunț eu asupra acestei chestiuni. E o problemă care este de resortul biroului permanent și e o solicitare inedită, aș spune, până în momentul de față, dar eu cred că în spiritul colaborării interinstituționale și pentru că Parlamentul trebuie să arate că este o instituție transparentă și care respectă legalitatea, nu există niciun fel de opreliște, din punctul meu de vedere, pentru a furniza toate documentele relevante în acest caz. De ce o considerați inedită, domnule președinte? De ce o considerați inedită? Ok, am înțeles, n-a mai fost... Nu consider inedită, este inedită, pentru că n-a mai fost o astfel de solicitare până în prezent adresată. Asta înseamnă că este inedită. Asta am înțeles. Da. Mai mult de atât. Mai mult de atât nu pot să vă spun, decât atât. Hotărârea. Cred că e suficient de clar. Vă rog. Hotărârea în cazul Dan Șova când o redactați? În primul rând că nu o redactez eu. Atenție, cred că trebuie și poate e bine că îmi puneți această întrebare ca să subliniez următorul lucru. Președintele Senatului, repet, nu este șeful Senatului în sensul în care el dă ordine și Senatul execută. Președintele Senatului are exact tot un vot ca și ceilalți membri. El nu face decât să formalizeze deciziile pe care Senatul le ia cu majoritatea voturilor. Așadar, ca să vă răspund acum concret la întrebare, până nu apare motivarea scrisă a Curții Constituționale publicată în Monitorul Oficial, nu putem spune că suntem în faza de comunicare oficială interinstituțională, în așa fel încât să ne permitem o anumită poziție, o anumită reacție. Așteptăm această motivare și după aceea, sigur că vom vedea care este cuprinsul motivării și putem să decidem pe cale de consecință. Va fi o hotărâre de respingere? Nu, vă rog, nu mă puneți să anticipez, pentru că nu știu care este conținutul motivării Curții Constituționale. Da, plăcere. O solicitare inedită, spune președintele Senatului, despre cererea DNA, prin care procurorii vor de la Senat documentele din dosarul Dan Șova.